Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. De data aceasta ne jucăm 5M, avem aici un M5 drăguț și pe manevră. Mai puțin drăguț, s-a îngrășat peste noapte așa. Ce vom face în acest episod? Vom merge ca electricieni. Suntem pe Unique România Hard Roleplay. De data aceasta suntem pe ceva greu. Dă-i să pornească mașina manevră. Mașina este făcută custom. Am luat-o cea mai ieftină posibilă. Hai să punem centura să nu mai bipăie. Nu știu cât m-a ajuns, cred că vreo 4000 și primești 5000 de început sau... nu, primești puțin mai mult de început, mi se pare. Dar oricum, mașina arată excepțional de bine. I-am făcut... era neagră, interiorul tot negru, l-am făcut alb frumos și exteriorul e un gri... și cam atât. Avem chiar peste drum să facem... Bă, acum știu de ce e ieftină mașina asta, manevră. Ce are? Uite cum are roțile, uite-te lângă ele când merg. Cred că asta e dată de la rebooturi. Băi, mamă, sunt roțile optate. Bă, vezi cum fac? Băi, ești de bun. Îs jante sau îs de alea cu capace? Bă, nu știu ce sunt, dar fibrilează pe mașină, ești nebun? Avem BMW și ne joacă roțile, asta înseamnă să fim avion. Ia mă, ce avem aici de montat becuri, electric, repară rețeaua electrică a companiei. Ok, hai să ne dăm jos. Da mă, cred că de asta era ieftină mașina, mă, m-a prostit ăla. Hai să vedem aici, dacă vă întrebați de ce sunt îmbrăcat așa, e bine, tocmai am venit la o petrecere, a trebuit să merg la copilul cuiva și a zis, bă, e cu polițai cu dalea și... a zis să mă îmbrac, știi? Să fie ca de Halloween. Uite, lipsesc circuite, cică. Mamă, manevră, nu! Nu! Nu scrie aia! Hai, scriu. Ăla-i. Trebuie să mergem să cumpărăm circuite ca electrician. Are încoa. Și trebuie să asta găsim... cu centura e șmecheră tare, asta îmi place. Cu centura? Da, auziți puțin. Bum, se aude și când o trage și tot. E mișto făcut. Serverul este și acesta la început, am uitat să menționez. Sunt ID 94, manevra este 95, adică doar 95 de jucători în momentul de față am intrat pe acest server. Și după cum știți, promovez servere. Acum, ideea e că o să mă opresc odată și odată din promovat. Nu o să mai promovăm și o să rămânem pe un server stabil, dar... momentan... mai ajutăm și serverele de început. Bine, ajutăm. Promovările sunt contra cost. Nu am de ce să vă mint că am găsit serverul ăsta. Mi-a plăcut mie și să-l filmez. Nu. Plătesc băieții, le promovez serverul și cui place rămâne, cui nu rămâne. Cam asta ar fi treaba. Aici știu că ăsta de constructor găseam circuite. Ideea este că cred că trebuie să găsim un... ce ăsta? Magazin building. Trebuie să găsim magazin... food, pizza... pizza, pardon. Pizza. E bine că n-am zis altceva. Și avem aici, dar nu știu cum ar trebui să arate. Ia stai așa să mă uit la celelalte. Văd că fiecare are bank manager, are un B. Plantația n-are un P, din păcate. Nu știu cum să găsim noi la electricieni. Magazin, dar văd că spuse... magazin de arme, magazin. Jobul ți l-ai luat de la spawn? Poftim? Jobul ți l-ai luat? Da, mi-a apărut deja. Uite, magazin tools. Cred că la asta trebuie să mergem. Da, ăsta e de mecanic. Gata, am revenit pe job. S-a făcut și noaptea. Aoleu, dar câte peripeții s-au întâmplat. Lăsăm mașina aici. Și aparent manevra câștiga la loterie. Ca să vă zic. Stai așa, să dăm centura jos, așa. Și omul și-a luat DTIG-ul. Și eu, până la urmă, am făcut rost de niște circuite. În sfârșit vreau să zic și hai să ne punem să reparăm aici. Ia uite-l, bă, ce sudează, bă! Ia? Bă, dar de ce arată că sudează? Ai dat un circuit. Hai să vedem cum repară. Repară sau nu repară? Dar lumina merge în casă. Vezi? Merge în casă, da. Dar cred că doar în față, în spate nu mai merge. Cine știe? A, da, unul din trei. Bun, mai avem încă două. Să vedem unde ne mai apare. Pe unde ieșim de aici? Tot să-l îngarduia, uite mă, știe că trebuie să vină muncitorii și nu deschizi și ei poarta, mă. Trebuie să sărim. Ar trebui să cerem taxe în plus pentru acrobații.
1020. Ești gata? Bine. Bă, ce frumoasă e mașina. O fi geul al tău șmecher, dar parcă mai mult îmi place asta, nu știu de ce. Bă, mie îmi place mult tare mașina asta, e așa impunătoare, rău. Bine, geul e top, dar... Zic așa, pentru prețul ei, știi? Bine, dacă ar fi M, să ai unde ăsta, în realitate, M5. Manevră, mă bucur că până acum ne-ai rupt urechile și acum te-ai gândit să te bagi la... La vorbitor, la... încet. Da, nu vorbesc încet. Ba, vorbesc, ce nu vorbeai încet, că abia suflai, cred că... Cuvântul. Zic că nu vorbeai încet. Dar de ce ți-ai mai luat mașina cu tine? Consumă, mă... Kerosene dublu. Lasă-mă că am câștigat la păcanele. De la loterie, mai mă... Mai am 3000. La loterie. Deja... Deja strici acoperirea. Că ai bani din... din necurate. Uite, mă, aici trebuie să reparăm. Trag și o mașină aici pe trotuar. Ai dita-i garajul, uite aici care ți se deschide. Ce dita-i garajul, nu vezi cât a trotuarul ăsta? Vii cu bascula aici și tot ai loc. La cer n-am văd acolo. Păi aici pe trotuar se parchează. Da. Da, mă. Sau depinde, depinde cât de înalt e trotuarul. Dacă nu poți să-l lași pe josea, cam așa e. Dar e ok. Au, și ce-i la fiecare trebuie băiat. Să mergi în alt loc, nu? Da, acum trebuie să merg și ne dă $210. O milă, încă o milă. Băi, vreau să zic că este foarte bun jobul ăsta. Poți muri de foame extrem de ușor. Cât primești? Îți dă $210, deci tu trebuie să te plimbi vreo 3 mile în total, sau 4 aproximativ. Ce mai consum combustibil, ce ți se mai duce mâncare, posibile accidente. Ești muritor de foame cu jobul ăsta. Da, e ok, adică... Rău, am 200. Și a reușit să frâneze acceptabil. Mamă, când s-a auzit, când a dat-o pe aia. Am auzit. Băi, șmecheră, mă, așa, îmi place mult. Dar mă așteptam să se ducă puțin mai tare mașința. Asta, uite aici, avem... Ce zici aici? În spate, a? Lași mașina poate la ăștia aici. Sau... Uite aici poți să lași. Unde? Deci, unde e prima misiune în GTA? Da, mă, las că mă duc aici, dar n-am loc, că-s gunoaie, manevră. A, ia uite cum am intrat. Unde trebuie să... Aoleu! Dă-te-a și ea, dă-te-a și ea, că n-am senzor de ea, n-am nici cameră, n-am nimic, nu te vedeam. Gen. Bă, să știi, bă, prima misiune. Da, aici era. Hai să reparăm aici, la complex, trebuie să le sudăm circui. Opa, n-am știut că e deschisă. Uite, mă, vezi oameni cum se cade, au lăsat porțile deschise. Am greșit curtea, a? Păi, da. Da, am greșit curtea. Lasă. Dar vezi fix la generatoarele astea, la ce ori fi, unde e panoul de siguranță, tot. Și mai chiar, iau-te, și ne dă $210, frumos. Îmi scot foliile la mașină cu banii ăștia. Gata, mă, iau-te, $210. Opa. Iau-te, bă, de la birou de avocat aici. Iau-te, bă, ce-am reparat, bă. Haide. Facem o mică cursă, dacă tot e noapte. Hai. Că nu mai merg la ora asta la job. E târziu, bă. Păi, ce ai făcut, nene, mă? Iau-te, ia, e 10... și 15, gata programul. Hai, dau prea. Tu ai modificat la motor? Am, deloc. Nu? Deloc. Am avut bine. Bani. Totu-s vino bani în dreptul meu. Trage-i. Trage-i! 2, 1, îi trage. Mă! Al meu abia urcă, frate. Ăsta nu e M5. 200. Bă, eu cred că de-aia am dat puțin pe ea, mă, asta e de-aia, mă, măsluită, mă. Cred că dacă luăm o șurbeni să iese kitul din ea, foleu. Ia, ba, urcă-te-n ea.
Și uite-te cum se vede, cum se poate vedea, cât de frumos. Ia un ce te lauzi? Person. Bă, zici că ai modă fov în ea. Da, mă. Și uite, dacă apeși space, se pune în board. Da, mă, e făcută frumos, înseamnă. Și uite, apasă pe H, se aprind și alea și semnalizează. Da, mă, e făcută frumos. O să tare. Ia, mă, ce știe? Știe să urci? Bă, opa. Pare rău. Ia, hai să o luăm puțin off-road. Vino încoa. Chiar. Să ne distrăm puțin cu el. Bă, ce mare. La frână stă puțin. A, da. Bă, merge. Eu mă așteptam să... Poate nu mă vezi, știi? Frâne trebuie să-i pună prima dată. Da, păi... Mamă, mamă, pui frână aici și te duci până la Constanța. Da, 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 da. E pun de la Brembo. Aoleu, aoleu, n-are frână, manevră. Aoleu. Ia-ți-o, mă, ia, nu mai vreau, mă. S-a stricat, așa-i? Merge de mers. Dar nu mai vreau. Nu frânează, am zărit în pomul ăla să-mi rup capul. Păi mă omor tu pe mine, vino să aruncăm în apă. Fiar tabla pe ea să-i fie. Bă, ce-au făcut mai aici? Ia uite, bă, ce s-a întâmplat cu plaja, bă. Băi, ești, bă, mamă, ce șmecher. Mamă, e chestia aia șmecher aici. Ce chestie, că nu mă duc la o. E o chestie de-aia, să te arunci în cap cu dale. Hai să că intram în stâlp. Uuu, ce frumos se vede apă. Uite cum se vede roata. Mamă, ce șmecher. Da, mă, și uite, monstru aici și bum. Frumos. Deci azi practic am câștigat 8 milioane, e bine, suntem pe bine. Când mai câștigi 8 milioane așa ușoră? Da, oare ia foc mașina sau e fireproof de la ce? Nu știu, dar tu vezi că acolo în dreapta e un 10 lei? Adică 3, câți bani ai tu? Ori 10. Bă, eu nu am 10 lei, la mine arată una de aia roșie. Dar mai sus de aia. Ala-i Mastercard, știi? Și mai una mai sus e gen 10 lei. A, e de 10 lei aia? Nu știu, nu văd prea bine, e mică. Bă, nu le văd pe astea, știu că te chinuiai să scrii, ai expirat timp. Și eu tot aia mă chinuiam, de-aia nu reușeam să ajung nicăieri bine. Am văzut tot târziu. Bă, nu mai am lunetă? De ce e... De ce nu mai e... Mamă, cum alunec aici, ești de bun? A ta? Da! În ultimul hal, ia uite. A mea nu prea, adică alunecă, da, dar nu cât să zici că... Mamă, știi? Bă, mi-am cam fărmat mașina, nu știu cum să zic. Știi că aveam geamul fumurii pe ea? Nu mai sunt-o. Nu prea mai sunt atât de fumurii, dar nu știu cum. Cred că de la apă. Ideea. Uite, mai ales pe spa, uite la cum, am zis că e clean. Ești da, mă, oricum, episodul ăsta lăsăm aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, vă așteptăm pe server, aveți IP-ul în descriere și tot ce e nevoie acolo. O să fie greu viața de electrician, dar aia este. Ia vreau gras lângă. Bă, tu vezi la. Că am un petic pe cap? Ai un petic? Petic. Bă, uite, dacă dau un pumn sare. Nu sare, că mi-ai mai dat unul și n-am sărit. Atunci ți-am dat picior, nu pom. Nu le încurca. Ne vedem data viitoare, baftă, papam!